Domn Michi de la Guvern a fost întrebat de un ziarist mai obraznic dacă e cazul să lase Ciocumic. Vă mai aduceți aminte vechiul său îndemn către cei cu alte opinii politice? Și acum, domn ministru, nu vă spălați, cum facem? Lăsăm Ciocumic sau... Zic acum... Vai, priviți cum și-a făcut singur Ciocumic, cu mânuța lui și l-a făcut mic și l-a redus la tăcere. Zic acum... Domn Michi, noi te înțelegem, să știi, dacă vrei să intri în grevă vocală. Pentru că unul la mână de la coordonarea atâtor lupte împotriva corupției instituționalizate ai răgușit și doi la mână, domn Michi, sunteți posesorul uneia dintre cele mai slobode guri ale eșichierului politic. Așa că vă rog frumos, Ciocumic, n-aveți de ce să vă plângeți asta.